În casa băieților se vorbea în continuare despre ispită. Sorin zicea că dacă poate îl bănuia un 1% pe Raul, că ar putea fi ispita după ziua de astăzi, nici mai puțin de 0% îl bănuiește, adică deloc. Dacă ar fi fost așa, ar fi făcut un cuplu cu fata aceea, indiferent că îi place sau nu, și la final ar fi ales banii, dacă nu ar plăcea -o. Dar acum e convins că nu este Raul Ispita. Și discuția aceasta era întreruptă de cearta din casa fetelor între Mirela și Alexia. Mihai a zis: Când le aud să-mi bag picioarele, mă irită. După au continuat să vorbească cu toții despre Raul, Mihai spunea bine că nu ne-a oprit tuturor pachetele și uh, scrisorile. Știți că doar Raul și Mirela au fost sancționați timp de o săptămână.